găsit, dragilor! Sunt Monica Daniela Găitănaru, povestitor, psihoterapeut și fondator Holistic Restart. Astăzi am bucuria de a o avea alături de mine, ca invitată pentru voi, pe Nușa Bugeac, care vine cu o bogăție de resurse și foarte multe daruri, foarte multe instrumente terapeutice pe care le practică. Este atât facilitator de constelații familiale, cât și consultant în metafizică chineză, astrologie, feng shui, tehnici de citire a chipului. Este specializată și în hipnoză ericksoniană, în regresii și lista poate continua. Dar cel mai important este că vom descoperi astăzi, cu ajutorul ei, câteva căi de a răspunde la o întrebare foarte importantă care cred că ne preocupă pe foarte mulți dintre noi, și anume, cum putem avea relații fericite? Putem, nu așa? Bine ai venit, în primul rând. Bine, te-am găsit și îți mulțumesc mult pentru invitație. Cu tot. Da, cred cu tărie că putem fi fericiți. Putem fi fericiți cu viața, cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, în momentul în care suntem conectați cu noi, cu ființa noastră profundă, cu ființa noastră interioară. Și când descoperim cartea tehnică de funcționare a omului. Avem așa ceva? Măi, eu cred că avem. Unde o găsim, Nușa? Din punctul tău de vedere, din unde? Punctul de vedere, cum o putem accesa? Nu o găsim nicăieri de cumpărat. Okay. O putem găsi doar explorând și căutând să înțelegem cum funcționăm noi. Pentru că dacă eu înțeleg cum funcționez eu, Da. Exact după aceleași reguli funcționezi și tu. Și celălalt. Vorbesc de mecanismele generale. Mecanismele general umane. Uh-huh. Și atunci nu mai dau vina pe tine că sufăr, ci mi-asum că este ceva în mine care prin comportamentul tău a fost activat. Pentru că dacă eu dau vina pe tine pentru suferința mea, te îndepărtez. Vine altcineva care mi-apasă pe același buton. Arătându-ne, de fapt, că e vorba de un tipar care ne aparține. Exact. Și atunci, căutăm să vedem ce suferințe și ce durere ascunde în fiecare dintre noi, pentru că aici e vorba de suferință și durere, în momentul în care devenim triști, depresivi, supărați, furioși, mânioși, îngrijorați. Acolo sunt niște sensibilități, sunt niște puncte de vulnerabilitate ale fiecăruia dintre noi. Și nu există individ fără așa ceva. Și crezi că ne găsim unii pe alții sau ne alegem, poate, inconștient, partenerii fix în funcție de aceste butoane? O, da, cu tărie, și sunt foarte mulți autori, mai mult sau mai puțin de specialitatea noastră ca psihologi, da? Deci din diverse domenii, inclusiv căi spirituale, mari maestri, mari învățați, care exact acest lucru spun. În momentul în care mă întâlnesc cu o persoană, nu mă întâlnesc degeaba. Iar în metafizica chineză e un concept care mi-e foarte drag și îmi place foarte mult, conceptul de nobil. Ah, ce bine sună! Conceptul de nobil înseamnă o persoană care vine în viața ta și fără să-și ceară nimic în schimb, îți dă cunoașterea vieții. Cum o putem identifica? Cum putem identifica acești nobili care vin în viața noastră pentru a le putea fructifica darul acestei cunoaștere? Hai să-ți spun ceva. Există două tipuri de nobili. Există nobili care vin și îmi dau informația frumos, cu drăgălășenie, cu liniște, cu armonie, cu pace. Și îmi dau o informație în diverse forme. Nu știu, mă invită la un curs, îmi arată ceva, îmi sugerează să mă duc undeva, de exemplu. Sau îmi dau o carte. Da? Este un fel de deschidere de posibilități. Exact. Da. Sau chiar cunoaștere directă. Cunoaștere. Și există nobili care mă dau pe pământ. Vin și mă ciufulesc. Calea mai degrabă negativă. N-aș spune negativă, sau dureroasă? Aș spune că este vorba de o cale dureroasă,
În sensul că îmi atinge acele sensibilități de care vorbeam puțin mai devreme, care ele sunt niște puncte de vulnerabilitate pentru mine. Și în acel moment îmi dau învățătura, dar nu mi-o dau în varianta cu măi-măi, cu frumosul, cu nu știu ce, mi-o dau în varianta dură, hardcore. Dau cu mine de pământ. Îmi aduc tot felul de traume la suprafață, de suferințe, mă fac să le conștientizez. Dar ambii sunt nobili. Ambele tipologii sunt nobili. De ce? Pentru că acele persoane, prin ceea ce fac pentru mine, mă fac să fiu mai conectată cu mine, să înțeleg ce sunt, mai în contact sunt. Cu realitatea propriului suflet. Exact, și cu ființa mea profundă, cu sinele meu superior, cum zic unii, cu ființa profundă sau în diverse... Este ca și când, dacă înțeleg bine, prima categorie de nobil vine să aducă niște instrumente de acumulare, iar cealaltă de purificare și poate vindecare. Ambele sunt de purificare, pentru că și prima poate să-ți aducă, să-ți dea o metodă de purificare și de vindecare. Îți recomandă să ții un post sau să te duci într-o călătorie undeva unde descoperi ceva, o informație despre o civilizație care rezonează cu tine. Sau... Deci, eu n-aș categorisi așa, aș categorisi doar în funcție de durere. Știi? Unii vin și ți-o dau frumos, îți spun frumos, îți dau cartea, da. Iar alții ți-o dau cartea în cap, că tu nu ai vrut să o citești. Ia de aici și citești-o, e cu trebuie. Numai la opționale, cumva. Da. Și acest aspect, această energie în astrologia chineză se vede hartă. Dacă ai sau nu ai nobili. Dacă ai nobili în hartă, înseamnă că toată viața ta, acele persoane vor veni spre tine și vei primi daruri de la viață, daruri de informație, daruri de putere, daruri materiale. Exact. Dacă nu ai în hartă, vei primi doar în anumiți ani când vine acea energie, sau într-o anumită lună, sau într-o anumită zi. Și asta de asemenea se poate vedea. Se poate vedea în hartă. Exact. 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 Eu, de exemplu, sunt prea fericită posesoare a nobililor în hartă. Ceea ce... Cum se simte asta? Îi întâlnești în mod constant? Da. Este ceva... Da. Deci pot să spun că în viața ta. Toată viața mea, când mi-a fost foarte greu, când mi-a fost cel mai greu și pot să spun că eram aproape pe marginea prăpastiei, adică a picat în disperare cruntă, a venit cineva, ceva, o situație, un eveniment, care m-a scos de acolo și m-a pus în siguranță. Ce frumos! Niciodată nu am fost lăsată să cad, în abis. Nu. Când credeam că totul s-a terminat, că la ce bun toate, apărea ceva. Întotdeauna. Și înțelegând, când am început studiul astrologiei chineze și am înțeles chestia asta, mi s-a părut o chestie wow. Și am fost foarte recunoscătoare că mi s-a dat acest dar. Este ca o mână întinsă de viață. Prin diferite chipuri, prin diferite personaje. Exact. Și este foarte fain, de exemplu, dacă angajezi pe cineva, dacă ești un patron, ești o persoană care are alte persoane sub ordine, să angajezi persoane care au nobilită în hartă. Pentru că acela va fi nobil pentru tine și va face mai mult decât fișa postului. Wow. Dacă angajezi o bună pentru copilul tău, să aibă nobilii copilului în hartă. Pentru că atunci va fi mai mult decât o simplă bună. Va da mai mult. Pentru că nobilul vine cu tot darul, cu tot sufletul lui și îți oferă. Și nu cere nimic. Asta e probabil dai și conceptul și ideea. Știi? Este nobil. El îți dă din prea plinul lui. Într-un mod necondiționat. Exact. Nu cere nimic în schimb. Ok. Este o resursă. Da. Să știm, să cunoaștem cumva care sunt acești nobili, să putem să identificăm pe parcursul vieții noastre, în diferite contexte, în diferite împrejurări, când se activează genul acesta de energie susținătoare până la urmă când să ne protejăm. Cum putem să facem diferența între acele relații care apar în viața noastră pentru a aduce daruri, pentru a ne sprijini pe calea evoluției noastre și relațiile cu adevărat toxice, din care poate că e mai sănătos să ieșim pentru binele nostru comun al tuturor?
Eu, personal, nu cred în conceptul și ideea de relație toxică. Ajungem să numim relații toxice relațiile care ne ciufulesc, care ne fac să suferim. Da? De obicei, da. Nu. Cine mă împiedică să plec de acolo? Eu. Prin programele, prin credințele pe care le am. Conștiente sau inconștiente? Da, tocmai de aceea te întrebam. Când știm că e bine să plecăm dintr-o relație, care ar fi indicii, indicatorii, ca să putem cu certitudine să știm acesta este un loc sau o relație sau un context în care merită să stăruiesc, să construiesc, să am răbdare și s-ar putea să ajung la împlinirea pe care mi-o doresc în cuplul meu sau în familia mea și care e relația care eventual are premise să sfârșească mai degrabă în suferință, într-o adâncire a suferinței. E un fizicianul din mine spune că nu există siguranță. Și a fost un evreu deștept care a spus că totul este relativ. Okay. Deci dacă eu acum pot să spun că acest aspect sau acest tip de activitate sau acest tip de om este bun pentru mine în acest moment, s-ar putea ca peste o săptămână sau 6 luni sau 20 de ani să constat că acel om nu mai este bun pentru mine. Pentru că mi-am învățat lecțiile alături de el și am nevoie de altceva. În momentul în care noi ne întâlnim și nu vorbesc doar de relații de cuplu, vorbesc de relație de muncă și de prietenie, exact. Noi, în momentul în care ne cunoaștem pe principiul rezonanței. Cum spun eu, venim bubă pe bubă. Bun, trece timp. Fiecare începe și mai află câte un alta, mai conștientizează, se mai luminează un pic, alții mai cad un pic, depinde. Fiecare cu drumul lui. Dacă noi nu creștem împreună cumva, nu funcționăm împreună și nu ne urmărim unul pe altul, un mare profesor, maestru și terapeut, care, mă rog, mie mi-a fost maestru, André Moreau, probabil că ai auzit de el, și cu care ani de zile am lucrat și e un om foarte drag sufletului, spunea, într-o relație creativă, fiecare face un pas când celălalt este dispus să-l urmeze și pregătit să-l urmeze. Pentru că dacă noi nu ne schimbăm, nu facem lucrurile cumva în același ritm, începe să se facă prăpastie între noi. Pentru că unul merge mai repede, mai pricepe, mai vindecă, mai află una alta, celălalt dacă rămâne cât de cât pe loc sau merge mai cu pași de melc, nevoile încep să se schimbe. Și nu mai suntem bubă pe bubă. Adică nevoia ta e împlinită de mine și nevoia mea e împlinită de tine. Și atunci nevoile mele se schimbă dacă eu am mers mai repede. Și tu ai rămas mai în urmă. Da. Și tu rămâi cu aceleași nevoi și eu am alte nevoi. Și nu mai ești folositoare. Și atunci te pup pe frunte. Și mă duc în altă parte, în alt loc în care pot să-mi împlinesc nevoile. Am nevoie de alți oameni, de alt vibe, de altă energie. Da, exact, da. Exact. Cam așa se întâmplă. Și de asta nu pot să spun că, deci eu nu cred sau nu am acest concept de relație toxică. O relație este toxică în momentul în care eu, sau hai să o definez, eu o definesc așa, în momentul în care văd că nu mi este bine, sunt resursele mele scad. Starea mea de bine, de confort este sub zero, aș putea să spun, sau tinde către zero tot timpul și eu aleg să rămân acolo. Deci nimeni nu mă împiedică. Sunt, tocmai pentru această categorie de persoane, ți-am pus întrebarea, pentru că sunt anumite persoane care, într-un fel, își prelungesc agonia punându-și întrebări de genul: dar dacă, poate o să se schimbe, poate că asta este menirea mea, poate avem o karmă comună, poate că trebuie să-l mai rabd un pic, e potențial acolo, cine știe, poate că nu face cu rea intenție ceea ce face. Și sunt oameni care rămân în astfel de relații de codependență,
Uneori, la nesfârșit, într-o suferință destul de acută. Exact. Cum își pot activa darul discernământului astfel încât să nu se mai lase păcăliți de astfel de întrebări, de astfel de capcane, până la urmă, ale propriilor gândiri? Sau crezi tu că este, ca să ajungem un pic și într-o altă aria ta de expertiză, crezi că este posibil ca în astfel de situații, inclusiv tiparele familiale, să fie cele care ne împiedică să ajungem la relațiile pe care ni le dorim? De multe ori, da. Cum se întâmplă asta? Noi venim dintr-o mamă și dintr-un tată. Care acei doi părinți, vin și ei la rândul lor din doi părinți, fiecare și tot așa. Deci avem în spatele nostru o întreagă genealogie. Arborele genealogic de care tot vorbește și e desenat mai nou prin multe locuri. Noi suntem, noi ca ființă, suntem cumulul tuturor strămoșilor noștri. În carnea noastră, în sângele nostru, în esența noastră, în energia noastră, în câmpurile noastre, funcționează toți strămoșii noștri. Și dacă anumiți strămoși, în momente de criză, au creat, au generat niște credințe care pe ei în acel moment i-au ajutat să supraviețuiască, să meargă mai departe. Da. Dacă au fost în momente foarte puternice emoțional, acelea au devenit, dacă vrei, aproape materiale. Și au ajuns un fel de moșteniri pe care ei le dau mai departe din tată în fiu, din mamă în fică, din tată în fică, din toate combinațiile posibile. Exact așa cum transmite un pământ sau o bijuterie sau o carte sau un obiect valoros. O formă de avere, exact. Un bun. Exact. Este un fel de pachet informațional energetic, deci acea credință, acel gând, pe care strămoșul respectiv l-a creat și îl dă mai departe în neam. Și în acel moment ajunge la... Deci la unii se activează, la unii nu. Pentru că e ca la virus, știi? Unii sunt purtători, alții... Ajung să dezvolte și virusul, să-i dea teren fertil. Cum ar fi, ca să dăm un exemplu pentru cei care ne urmăresc, să zicem că dacă la un moment dat cineva a fost trădat sau înșelat din strămoșii noștri, el ca să poată să supraviețuiască acestui tip de suferință din viața lui, și-a jurat că nu o să mai pună niciodată suflet în relații și că o să păstreze o anumită doză de scepticism. Sau nu va avea încredere niciodată în femei sau în bărbați. Sau... Exact. Da, și e ca un fel de rădăcină a indisponibilității emoționale pe care și-o creează lui înși și eventual și următorilor moștenitori. Exact. Și în momentul în care am domenii din viață în care lucrurile nu funcționează așa cum mi-aș dori, așa cum mi-ar plăcea să fie, atunci este de căutat ce s-a întâmplat, de unde îmi vine acel ceva. Pentru că e posibil să-mi vină ceva din neam sau este să-mi vină, posibil să-mi vină ceva dintr-o altă existență. Eu sunt adeptă și cred, pentru că am experimentat, că nu, viața nu începe în momentul în care am scos primul sunet în această viață și se termină în momentul în care închidem ochii. Cred, pentru că am studiat, am citit și am experimentat și au spus-o alții mult mai deștepți decât mine, că există mult mai multe vieți. Că trupul nostru, corpul fizic, este doar un fel de hăinuță a sufletului, pe care o ia pentru o perioadă limitată de timp. Și așa cum o haină la un moment dat se uzează, când s-a uzat haina, o dăm jos, adică când corpul s-a uzat, sufletul pleacă din acel corp, dar va veni într-un alt corp ulterior, după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, depinde. Da. Și dacă avem o temă care noi n-am încheiat-o și este traumă dintr-o altă viață noastră, da. Și avem și pe neam o traumă similară.
Îți dai seama ce este acolo, este un cocktail Molotov. Da. Pentru că da, cele două, și dacă ne amintim de la fizică, compunerea vectorilor, dă un vector extrem de puternic. Am uitat să vă spun despre Nușa că a fost și profesor de fizică de aici. Nu, am predat doar matematică. N-am apucat atât de fizică, dar facultatea de fizică am trecut pe acolo și am terminat-o. Se vede. Deci despre asta este vorba în acel moment. Și care ar fi remediile, Nușa, pentru astfel de situații în care, să spunem, că anumite tipare pe care le trăim în relațiile noastre, descoperim sau simțim că sunt moștenite fie din lanțul strămoșilor, fie din această memorie karmică? Păi, soluția este să ajungem la cauză și să facem ceva. Deci dacă e vorba de viața noastră, să facem pace cu acea viață și cu cei care ne-au făcut rău în acea viață, ca să închidem ceea ce a fost acolo. Da. Iar în cazul în care vine de pe linia... Scuze-mă, doar o secundă. Iar pentru asta recomanzi metoda regresiilor sau mai există și alte metode? Metoda constelațiilor, regresiilor, da, și probabil sunt multe altele. Sunt și metodele de lucru energetic, diverse, că acum au și apărut și foarte mulți sunt din ce în ce mai interesați de tot felul de căi spirituale care țin de lucru cu energia și așa mai departe. Deci nu există doar o singură metodă. Există mai multe. Da. Important este să găsim ceva cu care să rezonăm, exact, care să aibă și să fie pe stilul nostru. Sigur. Iar eu recomand, de exemplu, când apare o astfel de problemă, să o abordăm prin mai multe metode. Pentru că fiecare metodă, nu știu dacă există o metodă, cum să zic, universală valabilă. Da. Și atunci fiecare abordează un alt aspect. Și făcând, adică iau o anumită temă, hai să zicem trădarea, că tot ai zis tu, da? Lucrezi trădarea în regresie, lucrezi trădarea în constelații, lucrezi trădarea în tot tehnică energetică de gen Reiki sau altele și așa mai departe. Și atunci fiecare vine și echilibrează pe felia pe care are cea mai mare putere, să zic așa. Da, da, da. Și în acel moment... Și ca și când se creează și o complementaritate, practic, exact, între toate aceste exact, metode exact. Și Theta Healing, cred că se exact, ocupă exact, într-o anumită exact, măsură de exact, astfel de exact, lucruri. Exact. Și terapii gen Bowen și mai erau, sunt multe, EFT, sunt multe, multe, multe care... Deci nu există o singură metodă. Iar... eu sunt genul care, și mă rog, tot fizica mă ajută, că atunci când spune, asta este singura metodă, este unica modalitate, deci deja încep să am rețineri vis-a-vis de onestitatea persoanei care vorbește de acea. Pentru că nu cred că există o singură metodă care să facă totul. Putem să vorbim poate de mai multe poteci care converg spre același exact. Vârf de muntă. Exact. Că... Și fiecare în felul ei, exact. Practic, vindecă cum are ea filozofia și paradigma. Da, da, da. Cu instrumentele specifice. Cu instrumentele specifice. Exact, exact, exact. Deci pe linia personală, deci alte vieți ale tale, e necesar să faci pace cu tine și cu cei care au fost acolo. Iar pe linia de familie, practic să delimitezi moștenirile. Pentru că tu primești o moștenire la pachet, ia de aici. Și acolo ai și bune și rele. Da. Și atunci iei darurile, iei ceea ce îți folosește, iei ceea ce este bun pentru creșterea, evoluția și dezvoltarea ta, iar ceea ce este toxic pentru tine, de ce nu rezonează cu tine, ce te împiedică, ce îți pune piedici în a face ceva, în a fi tu și a te simți bine și a fi cu bucurie cu viața și cu lumea, lași strămoșului sau strămoșilor care le-au creat. Le respecti destinul, le respecti alegerile, povestea. Le respecti povestea, îi onorezi, pentru că asta este datoria față de strămoși. Deci nu există. Deci în momentul în care noi criticăm, judecăm, desfacem de ce a făcut, pentru ce a făcut și punem la zid un strămoș, în momentul respectiv ne tăiem o cale de resurse. De acolo noi primim energia. Și când eu am întrerupt conexiunea cu un strămoș, judecându-l, criticându-l, punându-l la zid, excluzându-l, că și asta este o formă foarte puternică de întrerupere a curgerii
corecte a sevelor acestor energetice. Exact. Prin excluderea din familie, prin secrete de familie și sunt multe modalități prin care se întrerup chestiile respective. Și atunci fac tot ce îmi stă în putință să refac această curgere ca la mine să ajungă cât mai mult din darurile pe care le am de luat de la neamurile mele. Ai folosit un cuvânt foarte frumos, din punctul meu de vedere. A onora. Poți să explici câteva căi de onorare pe care le-am putea aplica în relația cu strămoșii noștri? Am rude în familie căsătorite în Japonia cu japonezi. Și de la ei am aflat o chestie foarte drăguță, că ei când se trezesc de dimineață, iau un fel de altar al familiei. Da, da, da. Ei când se trezesc de dimineață, pun un bol cu orez pe altarul familiei să dea de mâncare strămoșilor. O ofrandă, cum ar veni. Exact. Este o formă de a onora strămoșii. Energia rădăcinilor noastre. Exact. Practic. Pentru că în momentul în care tu dai acel ceva, tu spui, băi, dacă tu nu erai, eu nu eram. Și atunci este o formă de a onora. Și după, nu știu, jumătate de oră, ceva de genul ăsta, se ia bolul respectiv și se mănâncă. Adică le-am dat, i-am onorat, i-am respectat. Gestul simbolic este cel care contează. Exact, exact. Uh-huh. Există varianta de pomană în religia noastră, da? Faci pomana morților sau de ziua morților. Sau te gândești la cineva, ți-a venit în minte, nu știu, o mătușă, o bunică, o străbunică, cineva de care ți-a povestit din neam. Și dai un măr, că așa ți-a venit. Este o formă de a onora acel strămoș. Da. Este o formă de a hrăni energia acelui strămoș. Și atunci nu se mai hrănește din energia ta. Ce bine precizat, într-adevăr. Și pur și simplu redirecționezi. Exact, exact. Pentru că acei strămoși care au fost excluși din neam, care au fost ținuți la secret, care au fost dați spre adopție, de exemplu, este o formă de excludere din neam. Da. Ei își cer dreptul, este una din legile vieții, dreptul de apartenență. Eu am dreptul să aparțin familiei mamei mele naturale și tatălui meu natural. Chiar dacă absolut m-au dat spre adopție, da? Chiar dacă eu am fost, să zicem, curva familiei, și am fost exclusă că n-am plăcut comportamentul sau chiar dacă am fost hoasa sau criminala familiei. Mm-hmm. Da? Eu aparțin de drept acelui neam. Și atunci mulți din strămoși care n-au fost acceptați în neam vin spre unii dintre noi și prin blocajele pe care ni le creează, ei de fapt ce ne cer? Acceptă-mă în neam. Și această acceptare pe care, să zicem că noi conștientizăm, aflăm această poveste, înțelegem că în ea își au rădăcinile anumite blocaje pe care le experimentăm, exact, la nivelul vieții. Această acceptare se poate face doar de la nivelul intenției? Da. Da, te accept, da, te recunosc? Da, te iau în inima mea. Te iau în inima mea. Aparții de drept neamului mamei mele sau tatălui meu sau bunicii mele sau paterni. Sau... Foarte frumos. Da. Și în momentul în care tu îi dai acea recunoaștere din neam, practic vindeci o mare rană care e acolo prin excludere. Asta este unul din aspecte. Sunt multe astfel de aspecte care... Crezi că acest tip de personaj sau de strămoș renegat, scos din firul apartenenței familiei, poate să joace și rolul de, nu știu, țap ispășitor sau oaie neagră, pentru că știu că și astfel de personaje de fapt au un rol cheie, da, în dinamica unei, da, familii. Da, da. De multe ori se întâmplă ca acei reprezentanți ai neamului să vină și să aibă tipul respectiv de comportamente sau boli, pentru că uneori e vorba de nebunul familiei sau nebuna familiei, da, de care se vorbește, e la secret. Nu spunem că avem un copil cu handicap sau că o mătușă sau... Exact. Ei tocmai, pentru că acele suflete sunt considerate în unele culturi și în mod special, asta o știu de la un nativ nord-american și el cu pregătire de psiholog, de la Vernon Foster, iar un om drag inimii mele, că în anumite culturi ei sunt considerați oameni sfinți, pentru că ei și-au asumat durerea în corp uman, în această viață, da, pentru lecția comunității.
Și atunci acei oameni au venit să curețe și să echilibreze ceva din neam, să facă o plată care nu era făcută pentru a regla ceva disfuncțional din neam. Ceva ce a făcut neamul foarte meu. Foarte interesant. Crezi că lucrul acesta se poate aplica inclusiv copiilor care ajung să moară prematur sau în condiții stranii? Da. Acestea sunt plăți. Suflete care vin practic să susțină energia familiei și să plătească pentru și ceva. Unele dintre ele sunt plăți pe care acele suflete le fac în numele neamului. Pentru a se echilibra și a se vindeca niște chestii urâte pe care le-au făcut careva sau mai mulți din neamul respectiv. Deci atât că mai degrabă decât să privim cu judecată sau cu respingere sau cu cine știe ce prejudecăți astfel de personaje din neamul nostru, poate că sunt tocmai primele cărora ar trebui să le arătăm recunoștință. Exact. Acestor nebuni, acestor marginali, acestor ascunși, respinși sau etichetați în fel și chip. Exact. Un alt aspect este un anumit blocaj pe care eu îl am undeva. Poate fi semnul unei forme, noi spunem, iubire oarbă. Adică ca să-i arăt acelui strămoș că-l iubesc și-l onorez și-l respect și-l aduc în neam, îi rătrăiesc destinul. Loialitate față de el. Exact, și îi rătrăiesc destinul. Da, da. Destinul de suferință. Și chiar am avut la un moment dat un caz în care venise o doamnă care avea fată și îmi spunea că de vreo 3 sau 4 generații la 25 de ani rămâneau văduve. Și a zis că nu vreau să trăiască și fata mea așa ceva. Deci a decis practic să rupă tiparul. Exact. Lucrând ea cu ea ca să nu dea copilului mai departe această moștenire. Exact. Această moștenire grea și toxică, zic eu. Clar, dureroasă. Dureroasă. Și cum a reușit? A reușit să facă da, asta? Da, în constelații. Cu ajutorul constelațiilor. Da. Ne povestești un pic cum funcționează constelațiile, nu așa? Păi, ce să vă povestesc? Ce te-ar interesa? Hai să vedem. Care consideri tu că sunt principalele instrumente care fac să funcționeze atât de miraculos aceste constelații? Sau, uite, poate avem acasă urmăritori, telespectatori care nu știu, n-au fost niciodată la o constelație familială și nu știu ce se întâmplă acolo. Ai putea să rezumi în câteva minute, momente, cuvinte, în ce constă genul acesta de proces și care sunt mijloacele prin care el funcționează atât de magic, am putea spune, în anumite situații, că doar cine nu a participat la constelații se poate îndoi de profunzimea și forța unei astfel. E dificil de povestit. Constelațiile sunt de trăit, de povestit, par povești science fiction. Așa e. Când vorbești de ele, dar mă străduiesc să explic. Mulțumesc. Rapid. Mulțumesc. În primul rând, există constelații în grup și constelații unul la unul. Da. Care se fac cu obiecte, da. Care obiectele reprezintă simboluri ale unor persoane sau ale unor concepte. Și în momentul în care eu, de exemplu, spun că acest obiect reprezintă pe mama mea, da. Eu investesc și conectez acest obiect cu energia mamei mele, câmpul informațional al mamei mele. Da. Dacă este în o persoană, da? Deci dacă se lucrează în grup, acea persoană pe care o rog să joace, e un fel de role play, de joc de rol. Să reprezinte. Să o reprezinte pe mama mea, acea persoană se conectează, e ca și cum i-ar da un telefon mamei mele, mama mea răspunde la telefon și ea dictează fiecare gest, atitudine, gând, trăire, exact, emoție și așa mai departe. Da, da. Da? Deci mama răspunde la telefon și ea dictează secundă cu secundă, milisecundă cu milisecundă ce să facă, cum să simte și așa mai departe. Și uneori avem surpriza să vedem că o persoană care îi dăm un anumit rol, exact aceleași ticuri, expresii, gesturi pe care poziții persoana corporale. Exact, da. Oare. Da, da. Dacă lucrăm cu obiecte, atunci clientul se conectează la obiect
Da. Și atunci acel obiect a luat deja și e ca și cum s-ar pune în... Se transformă ca într-un releu care captează exact. Și atunci, dacă aceasta este mama și eu o iau pe mama în mână, da? Deci nu las pe masă, o iau în mână, în acel moment eu m-am conectat la câmpul mamei și sunt în locul mamei. Și pot să simt ce simt exact. În legătură cu anumită trăire, cu anumită întrebare pe care poate vreau să lucrez în sesiunea respectivă. Și în momentul respectiv, dacă este în grup, sunt mai multe persoane care reprezintă intenția cu care eu îmi lucrez acea temă sau cauza care a dus la disfuncționalitatea din viața, depinde de terapeut cum vrea să lucrez. Deci sunt mai multe persoane care au niște roluri și care, ele în momentul în care au acceptat acele roluri, se conectează la câmp. Da. Metoda se mai numește și mișcările sufletului. Foarte. Pentru că se conectează la câmpul informațional, de regulă inconștient, colectiv, al familiei, în care al familiei, al țării, al poporului, al planetei. E ca și când accesează o bază de date. Exact, un Google. Un Google universal. Da. Care în termenii ezoterii se numește memoria akașă, în care este înscrisă orice informație care a fost, este sau și va fi. Exact. Da. Și în acel moment oamenii încep să se... Deci cei care au roluri încep să se placă, să nu se placă, să vrea, să nu vrea să stea lângă alții. Intră tot felul de dinamici, reacții. Exact. Le e frig, le e cald, îi doare stomacul, îi doare capul, îi înțeapă. Deci au tot felul de reacții. Iar facilitatorul, în funcție de dinamica pe care o vede și de întrebările pe care le pune, îți place, nu-ți place, te doare, nu te doare, cine-ți place, pe cine respingi și așa mai departe, vede și cumva pe unde se duce situația respectivă, până când ajunge într-un punct care, de fapt, poate să fie punctul de la care a pornit trauma, care împiedică manifestarea naturală în problema respectivă care o lucrează clientul, sau la un punct intermediar, pentru că se întâmplă de multe ori să nu putem să ajungem din prima, pentru că ar fi foarte mult de dus, ar fi copleșitor. Exact, ar fi copleșitor pentru client să proceseze tot până la... Da, mai ales atunci când rădăcinile sunt foarte adânci și vechi, problema respectivă. Și vechi. Da. Și atunci... În funcție de ce se întâmplă, facilitatorul sugerează diverselor personaje să spună niște fraze vindecătoare, care sunt fraze de a recunoaște, de a onora, de a separa, de a discrimina darurile, de exemplu, de chestiile toxice, deci diverse modalități. Și uneori persoanele care sunt în rost nu pot să spun chestia asta. Pentru că acea energie la care s-a conectat nu lasă persoana să spună. Da? Deci acel suflet nu e dispus să, în cazul în care e vorba de o persoană. Da, da. În cazul conceptelor e un pic mai ușor. Da. De regulă. Întotdeauna. De regulă. Și chiar am avut la ultima sesiune pe care am avut-o, a venit cineva de curiozitate, mi-a spus din start, zice, bă, eu sunt sceptic, am venit doar de curiozitate, iar de la prima pauză zice, vreau și să lucrez dacă mai e loc. Vom vedea, nu garantez că va mai fi loc. Și după vreo două, trei situații lucrate, da, la o altă pauză, spune că nu-mi imaginam că eu, care vorbesc tot timpul și mi se spune că ce să nu pot să-mi descleștez gura să vorbesc sau să spun ceva. Uneori oamenii rămân înțepeniți, nu se pot mișca din locul sau în care sunt. Somatizări, formicături, exact. Și în funcție de... sunt persoane care le vin tot felul de imagini sau de informații. Cuvinte. Și facilitatorul este cel care face conexiunea și ajunge la... La un mesaj unitar. Exact. Creează o coerență între toate aceste mesaje. Exact, să se ducă spre cauză. Că, de fapt, ideea care este? Să ajung la cauza care a generat blocajul pe care îl am pe o anumită
situație din viața mea, poate fi pe sănătate, pe o anumită relație, poate fi pe muncă, poate fi pe abundență, poate fi în orice situație disfuncțională și care aduce suferință, poate fi pusă în constelație, poate fi constelată, cum se spune. Foarte, foarte interesant. Da. Mulțumesc foarte mult pentru această incursiune, pe scurt, în universul constelațiilor. E de trăit, e de trăit. Așa povestită pare science fiction. Da, eu am norocul că am ajuns pentru prima oară la constelații înainte să-mi povestească oricine orice. Okay. M-am dus cu deschiderea de a descoperi ce se întâmplă acolo, dar cred că este un instrument extrem de relevant și foarte valoros. Este. Și de aceea mă gândeam că merită să descriem în câteva cuvinte și pentru cei care nu au avut încă prilejul să se întâlnească cu acest instrument vindecător pe care îl oferă și îl facilitează. Da. Uneori câmpul lucrează instantaneu. Da, am văzut asta. Sau uneori și peste 2-3 ani îți vine ceva și wow, chestia aia care s-a lucrat în constelație, când a zis, când a făcut. Deci de aia spusese exact. X chestia aia. Exact. Da, și ne facem click-ul și se downloadează mesajul ca și când rămâne încapsulat la nivelul memoriei noastre și își developează mesajul atunci când suntem pregătiți exact. Să-l primim, apropo de a face lucrurile în ritmul și în înțelepciunea sufletului nostru, un confort pentru întregul pe care îl exact. Reprezentăm, astfel încât și corpul să poată să ducă și toate structurile noastre exact. Interioare. Și mai e un aspect care nu-i de neglijat. Într-o sesiune de constelații, într-un atelier în care se lucrează în teme, practic, tu lucrezi toate acele enteme. Inclusiv ca spectator, să zic. Chiar dacă n-ai niciun rol. Dacă ai rol, poate cu atât mai mult. Dar mie mi s-a întâmplat de multe ori să stau pe margine și să-mi vină niște aha-uri și niște... Monumentale. Exact. Da. Și, practic, tu lucrezi extraordinar de mult cu tine. Deci toate temele care se lucrează acolo, nu doar tema ta... Absolut, am văzut. Se lucrează și se deschid căi de vindecare și de... Colectivă pentru tot grupul. Exact. Mi s-a părut întotdeauna fascinant și uimitor acest aspect la toate constelațiile la care am participat. Aveam sentimentul că în fiecare se lucrează ceva și pentru mine, care îmi vorbea extrem de intim sufletului meu. Exact. Și m-am tot întrebat cum de funcționează asta și mă gândeam că probabil că se creează și un fel de inconștient colectiv al grupului acela care facilitează și favorizează ca toate procesele să poată să fie benefice, cu sens, revelatoare pentru toți cei care se află de față. Oricum, la nivel de câmp, constelațiile lucrează cu mult înainte. Adică, uite, de exemplu, eu în următorul weekend am constelații, am atelier de constelații. Câmpul poate să lucreze chiar cu o săptămână, două înainte, chiar dacă tu nu știi... Din momentul în care ți-ai setat intenția de a participa. Tu nu? Poate încă nu ți-ai setat intenția și tu nu știi că vei ajunge la constelație. Fascinant. Și ți se întâmplă chestii. Și te hotărăști poate pe ultima sută de metri sau în dimineața respectivă, că am avut și astfel de surprize. Da, se retrage un prieten și te trimite pe tine în locul lui. Da, exact. Da. Și câmpul lucrează, iar cei care sunt mai vechi și care mai vin de mai mult timp la mine, păi știam de nu știu când că vin. Sau în perioada din 2020 încoace am lucrat foarte mult și am dus constelațiile și în online și funcționează excepțional. Uimitor. Și câmpul nu are limite fizice, da. Doar că descărcările sunt un pic mai soft, sunt la fel de puternice, dar sunt mai soft. Așa, când este în grup, în sală, în viu, cum spun eu, e mai cu uneori cu râsete, cu țipete, cu prânsete, cu așa. Când suntem fiecare la noi acasă, descărcarea e mai... Că nu e interacțiunea de când. Pentru că se potențează unele exact. Cu altele atât exact. De mult. Exact, no. Exact. Și descărcarea, dar este la fel de puternică. Și spuneau, păi de dimineață știam că o să se lucreze ceva legat de o anumită temă. Deci oamenii au început să conștientizeze și să simtă. Nu voiam să intru, dar știi, am simțit nu știu ce de dimineață și în ultima sută de metri am intrat. Nu eram pregătit, n-aveam un program, n-aveam așa... Da, deci câmpul știe mult înaintea noastră, că noi
vom face ceea ce vom face. Ne spui, te rog, când ai programate următoarele sesiuni de constelații? Pentru cei care poate deja sunt curioși și dornici să experimenteze, da, direct. Sper să-mi aduc aminte, că eu îmi prea țin minte așa date și chestii. Am, deci, weekendul următor, 22, cred, 22-23 octombrie. Da. Cred că 19-20 noiembrie. Cred că da, și 10 și 11 decembrie. Și 10 și 11 decembrie. Uite, vezi, ți-am trimis datele și tu le-ai ținut minte. Prea țin minte. Minunat. Da. O să punem și noi un link în primul comentariu la acest clip ca să puteți accesa pentru mai multe informații, pentru detalii, pentru înscrieri, atelierele sau workshop-urile, cum le numești tu, sesiunile de constelații ale Nușei. Și acum te-aș invita să concluzionăm în câteva cuvinte care ar fi poate principalele chei, remedii, adjuvante pe care, așa, le-ai recomanda celor de acasă pentru a-și cultiva relații cât mai fericite, armonioase și sănătoase. În primul și în primul rând, să se iubească pe sine. Cum facem asta? O auzim pretutindeni. Da. Dar tuturor ne vine destul de greu. Și să ne respectăm, să ne onorăm și să ne împlinim nevoile noastre. Să lăsăm ideea de sacrificiu, de las că fac pentru celălalt, fac pentru copil, fac pentru mama, pentru bunica, pentru pisica. Pentru că dacă eu nu-mi respect nevoile mele, în momentul respectiv voi avea pretenția ca celălalt sau ceilalți să le anticipeze, pentru care eu mă sacrific să le împlinească ei. Exact. Și cumva definiția egoismului s-a denaturat. Noi considerăm că dacă cineva nu vrea să ne facă ceva ce vrem noi și avem nevoie, este egoist pentru că are grijă de sine. Egoistul este cel care are pretenția ca celălalt să fie sclavul nevoilor noastre personale. Da, da. Deci acesta este egoismul. Să am pretenția ca tu să-mi împlinești nevoia mea. Să te lași pe tine și să-mi împlinești nevoia mea. Deci nu este egoist dacă eu îți spun ție un nu. Nu pot să merg sau să fac sau să ceva. Pentru că eu am nevoie să. Pentru că eu am nevoie de. Da. Pentru că eu mă respect, mă iubesc și mă onorez pe mine. Și îmi place să dau acest exemplu. În avion, ce recomandare este? Cine își pune, este o mamă cu un copil, cine își pune primul masca? Mama, desigur. Dacă mama ajunge inconștientă, nu mai are nicio șansă copilul. Da. Dar dacă mama este conștientă, da, deci ea e prezentă, are o șansă să salveze și copilul. Absolut. Cam așa este și cu emoționalul. Deci în momentul în care noi, deci primul, cea mai importantă relație din viața noastră, care este 24 din 24, non-stop și fără întreruperi și fără renovări, fără nimic, este relația cu noi. Și dacă această relație tu nu o hrănești, nu o apreciezi și nu o faci să fie o relație corectă și sănătoasă, mie mi se pare paradoxal să spun, păi eu nu mă iubesc, nu dau doi bani pe mine, dar iubește-mă tu. Iubește-mă tu. Da, da. Nu ți se pare strâmbă chestia? Adică iubește-mă tu că nu mă iubesc eu. Da, și până la urmă mă gândesc că toate având ca bază această relație fundamentală cu noi înșine, până la urmă atragem relații în viața noastră în oglindă cu felul în care noi înșine ne raportăm, exact, la noi. Exact. Exact. Și atunci este ca și când, de fiecare dată, când ne mirăm, de ce ni se întâmplă lucruri, de ce suntem sabotați, de ce suntem trădați, de ce suntem abandonați, poate că primele întrebări pe care ar trebui să ni le adresăm sunt: când mă sabotez, când mă trădez, când mă abandonez eu pe mine, ce părți din mine am lăsat în urmă și cum aș putea să, apropo de frumosul cuvânt pe care l-ai rostit mai devreme, să onorez și să restitui acestor părți ale mele valoarea și importanța și respectul care li se cuvine. Îmi vine în cap un caz care a fost, și tot dau exemplu, o clientă de-a mea tot timpul avea relații în care era părăsită. Și se întreba, bă, da, eu care mă țin de cuvânt, era genul care dacă ți-a promis ceva, cum să spun, crăpa,
făcea orice să-și respecte cuvântul față de tine. Și zice, de ce oameni care își asumă să fie în relație cu mine, fac promisiune, dintr-o dată dispar. Și mă abandonează, mă trădează cumva. Și după, ajunsese la mine vreo 2 ani, am tot lucrat diverse chestii și la un moment dat era într-o nouă relație în care în 2 luni de zile tipul a dispărut. Ea a picat într-o depresie cruntă și a spus, măi, uită-te la tine, e ceva prin care tu atragi acest tip de comportament. Pentru că era o, cum să zic, era ciclic ceea ce se întâmpla. Da, repetitiv. Și după ce a stat, cred că vreo săptămână, două, și s-a uitat la pereți, efectiv, la ce bun toate, măi, a picat fis. Ea nu se respecta pe ea. Ea se părăsea pe ea. Ea nu se ținea de cuvânt față de ea. Ei. Da. Ea își promitea, de săptămâna viitoare mă duc la sală și își lua abonament. Zice o dată și nu se mai duce. De săptămâna viitoare caut să-mi schimb obiceiurile alimentare. Da. Nu făcea nimic. De luna viitoare vreau să plec un weekend pe săptămână din București. Nu plecase de 3 luni. Nicăieri. Deci ea își lua angajamente față de ea pe care și nu se respectă. Ținea de cum, nu le onora. Cum voia ea să vină cineva care să-și... Și în momentul în care a înțeles chestia asta, pentru ea a fost așa, eliberarea, cred că și vindecarea universală. Pentru că a fost un moment de cotitură, un moment de schimbare. În matematică se numește punct de inflexiune într-un grafic. Când își schimbă brusc direcția. Deci o ia într-un fel și dintr-o dată ceva vine și îl duce în cu totul și cu totul altă parte decât cum prevedea inițial evoluția, dezvoltarea acelei curbe. Foarte revelator tot ce ai împărtășit cu noi, tot ceea ce ne-ai oferit, poveștile, exemplele, explicațiile pe care le-ai adus în slujba acestui subiect al relațiilor fericite. Pentru care îți mulțumesc și pe care vi le dorim tuturor. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și că mi-ai dat posibilitatea să vorbesc. Mie îmi place foarte tot mult să vorbesc. Se vede că este unul dintre darurile tale, este da, clar unul da. Tu. Am puterea cuvântului. Minunat! Îți mulțumim că ai împărtășit cuvântul tău puternic și revelator cu noi și vă dorim, dragilor, să aveți relații cât mai armonioase, cât mai sănătoase, cât mai iubitoare și plină de această onorare de sine, începând de la relația cu voi înșivă și sfârșind așa ca printr-o ramificație a unui copac spre toate cele care se desfășoară în existența voastră. Și începând din acest moment, scuză-mă și începând din acest moment, nu de mâine, nu de poimâine, din acest moment. E o decizie pe care e necesar să o luăm noi cu noi. Exact. Și indiferent cum ar fi până la urmă să fie aceste relații, fie ca ele să aibă un sens. Și voi să-l puteți numi pentru a vă identifica acei nobili, acele daruri, acele prilejuri de evoluție, de vindecare, de elevare a conștiinței voastre pe care fiecare relație, în felul său, cu siguranță că o aducem în viața noastră. Să vă fie bine, aveți grijă de voi și să ne revedem cu bucurie pentru noi și noi povești. Aici, pe Holistic Restart. Vă invit, dacă nu v-ați abonat încă, să vă abonați canalului meu de YouTube, Holistic Restart by Monica Găitănaru, să dați un like și un share acestui clip pentru ca veștile bune despre relații împlinitoare să meargă cât mai departe și vă mulțumesc anticipat fiecăruia dintre voi pentru vizionare, pentru comentariile voastre și pentru tot ceea ce împărtășiți cu atâta generozitate de fiecare dată cu noi. Pe curând!